Hello, ce faceți, dragilor? Well, bine ați venit la emisiunea noastră cu și despre flori. În programul de astăzi nu avem chiar atât de multe flori, accentul o să fie pe plante, dar o să vă arăt cum putem să facem o chestie foarte mișto care să reziste mult timp și pe care să putem transforma foarte ușor, de ce nu, într-un suport de nuntă. După cum vedeți, am aici scula mea preferată din atelier, bormașina. Așa, am pregătit un disc de lemn, nimic complicat. Și în discul ăsta e foarte simplu, o să dăm pur și simplu niște găuri. Așa. Fără să ne stresăm foarte tare. Atenție doar când folosiți un burghiu pentru niște holșuruburi, burghiul vostru trebuie să fie un pic mai subțire decât holșurub, da? Să nu ziceți că nu v-am zis. Bun, și după ce am dat mai multe găuri, o să schimbăm acest burghiu, a.k.a. spiral. M-am o să recunosc când aud pe oamenii ăștia mai așa meșteri, când zic spiral. Și acum, în această autofiletantă, o să prindem niște șuruburi, holșuruburi. Așa, încet, încet. Să aveți grijă să nu le fixați de masă. Și după ce prindem mai multe, putem să tragem discul nostru și să avem... Să le înfiletăm de tot, da. Bineînțeles că această operațiune ar fi durat prea mult, așadar am pregătit un alt disc. Iată-l! Așadar, colegii mei m-au ajutat aici să facem asta. După ce am pus aici toate holșuruburile, ia uite cum arată asta aici. Și o să venim cu aceste bețe minunate. Le găsiți pe la Hemskerk. Am primit foarte multe minunății de la ei. Mai ales că ce-mi place cel mai mult la Hemskerk Flowers e că au o secțiune de decorațiuni super bine și diversificată și pusă la punct și găsiți tot felul de minunății. Inclusiv bețele astea care se numesc joysticks, dar merge și dacă folosiți bețe de bambus, fără niciun fel de problemă veți putea să faceți designul ăsta. Nu-i prea mare stres, pur și simplu băgăm bețele aici pe șuruburile astea, le înfiletăm bine de tot. Opa. Asta s-a crăpat, îl mai tem, nu-i problemă. După ce am fixat aceste bețe, le tăiem, le facem un pic mai mici și acum o să vă arăt cum să le fixăm între ele, astfel încât să stea bine de tot. Așa. O să tăiem niște bucățele de sârmă și pentru că aceste bețe sunt foarte moi, o să înfigem aceste sârmulițe în bățul ăsta. Bun, și după ce am fixat toate aceste bețe minunate, o să vă arăt cum să le decorăm, astfel încât să avem un decor foarte frumos pe care putem să-l folosim oricând, la orice, absolut orice. Am aici niște asparagus, tot de la cei de la Hemskerk Flowers Romania. Trebuie neapărat, dacă nu aveți cont la ei, neapărat trebuie să intrați să vă faceți, pentru că, ce credeți, sunt cei mai buni furnizori de plante din România, vă zic eu că nu există alții mai buni. Nu există alții care să aibă diversitate mai mare și plante mai interesante. Eu am cumpărat niște asparagus, o să dăm o mare parte din pământul acesta la o parte. Tăiem o parte din rădăcini, astfel încât gemotocul ăsta să rămână destul de mic. O să vă arăt acum cum să faceți cochedama. Cochedama înseamnă că învelim cumva rădăcinile plantelor într-o sferă de mușchi. Eu am tăiat pur și simplu o bucățică de sac, de gunoi, nimic senzațional, nimic nemai văzut. Luăm niște mușchi platmos uscat. După ce am acoperit toate rădăcinile cu mușchi, vedeți, foarte simplu. Așa, iau niște sârmă, intră asta pe mosor, cât de subțire posibil. Mă asigur că din start Rădăcinile mele arată ca o sferă. Am pus folia de sac de gunoi ca să nu îmi putrezească mușchiul și voi putea foarte ușor să ud plântuța pe aici. Da? Trebuie să avem mare grijă, chiar dacă plântuțele sunt sub forma asta, trebuie să le udăm în continuare, pentru că altfel ele o să se usuce. Termin cu sârma, o bag pe aici printre mușchiul ăsta. Și gata, iată că am făcut o cochedama superbisimă. O să luăm niște sârmă, așa, ca să facem o agățătoare. O băgăm prin centrul sferei, o îndoim aici la fund și cu o bucățică de sârmă. O să avem grijă să o legăm printre aceste bețe. Și ia uite! Bun, mai am aici câteva dintre astea făcute. Bun, cam ăsta e suportul nostru, el poate fi folosit absolut oricând. Eu mai am aici câteva fire de ripsalis și cred că o să fie foarte frumos să adăugăm câteva în suportul nostru. Bineînțeles că le putem pune în eprubetă. Bun, și după ce am pus câteva eprubete, o să aleg câteva fire de ripsalis. Așa. Și ia uite cum, fără prea mare efort, am făcut un suport foarte drăguț, care poate fi folosit și ca stativ pentru o nuntă. Și ia uite ce se întâmplă. Dacă mai punem câteva eprubete, o să putem să adăugăm și niște flori în aranjament și atunci, într-adevăr, avem un aranjament superbisim. Acum că am venit și cu eprubete, pot să transform foarte ușor acest suport din plântuțe într-un suport de nuntă superbisim cu floricele. Și iată cum, cu foarte puțin stres, bineînțeles, știți că eu vă arăt numai dintre astea. Stai că era să pun apă în eprubete. Pentru nunțile astea în aer liber, cred că genul ăsta de suport este foarte bun. Și acum, după ce am umplut eprubetele cu apă, facem un aranjament de nuntă superbisim. Ce trebuie să aveți mare grijă, știu că toată lumea își dorește să facă nuntă în aer liber și că totul e foarte frumos, dar mare grijă să aveți la nunțile care încep mai devreme, pentru că dacă puneți orice fel de aranjament în soare, este de ajuns o oră ca florile să nu mai arate deloc cum trebuie. Deci mare grijă. Asta este primul lucru la care trebuie să vă uitați în momentul în care mergeți să vedeți o locație pentru o nuntă în aer liber. Dacă mesele sunt puse în soare sau nu. Dacă mesele sunt puse în soare și florile vor sta în soare mai mult de o oră, nu. Trebuie să găsiți o altă soluție pentru că ele nu vor rezista. Well, acestea fiind spuse, ne-am folosit... A, uite, n-am pus feriga asta. E, nu mai pun, că arată foarte frumos. Superbisim, bineînțeles. Numai bun de pus pe mese la nuntă. Cred că în felul ăsta avem un suport absolut diferit. Că, la urma urmei, asta cel mai important. Că sfeșnice sau mai știu eu ce alt suport aurii sau mai tot văzut. Dar bețe dintre astea... mai puțin. Și cred că la urma urmei asta e cel mai important și asta face diferența între un florist bun și un om care vinde niște flori. Da, cumva cred că trebuie să avem mereu grijă să ne depășim limitele, trebuie să avem cumva mereu grijă să ne gândim și la alte opțiuni și mai ales acum, în perioada în care normalul sau obișnuința nu mai e normal, trebuie să avem grijă că cumva viața merge înainte și ar fi păcat să rămânem și să așteptăm ceva ce oricum nu o să mai vină. Well, mulțumesc prietenilor mei de la Hemskerk pentru florile și plantele și bețele astea superbisime. Nu uitați să le dați și lor like și share și follow și whatever peste tot, dar bineînțeles și lor influencer, cum altfel. Eu tot zic că atunci când ajung celebru, vă fac că nu vă mai cunosc, dar până acum n-am ajuns. Haide, vă pup, să aveți o zi superbă. Pa, pa!